Ceasul este 8:44, iar acum începem urcarea către Ceahlău. Cred că astea sunt datele tehnice. Altitudine plecare 817 metri, altitudine sosire 1218. Cred că ăsta e traseul. Punct așa. Vom merge spre cascada Duruitoarea, prin piciorul lui Bucur, durata 2:00. Aici este un pârâu, vremea este șmecheră, cerul este senin, sunt însoțit de Mr. Agent FBI. Vom merge, la revedere! Ceasul este 10:35, iar în continuare am mers la cascada Duruitoarea, nu? Aceasta este. Este superb. Cascada curge de sus în jos din cauza gravitației. Acum vom lua pauză pentru a doua pauză, pauză pentru mâncare. Am mai luat o pauză mai jos unde era amenajat bancă cu masă. Este frumos pe aici. Superb. Traseul se continuă încolo. La revedere. Ceasul este 11:56, iar în continuare am mai înaintat către vârf. Se poate observa un munte. Marca nu cunosc, i s-a luat denumirea, dar nu e la mine. Zona cu peisaj, cu prăpastie, este de vreo 200-300 metri, nu mă risc. Frumos, vremea este superbă. El este agent FBI. Nu cred că la vârful noi trebuie să ajungem, dar tot e destul de mare. Mai avem de mers încă 500 de metri lejer. Este frumos, dar dificil. Ceasul este 13:07, iar în continuare am ajuns la altitudinea de 1683 de metri și mai avem de urcat pe aici. Până vom ajunge, acolo se află mănăstirea din zona de aici. Mai știi cum se cheamă? Și acolo este vârful cel mai înalt. Sperăm să ajungem până în vârf. Eu nu prea am speranțe, dar vom vedea. Acolo se află coada lacului, izvorul muntelui. Se poate observa și podul de la coada lacului. Este frumos. La revedere. Hai să facem pod de aici, din față. Cred că e deschis, nu? Am fost la cabana din zonă. Ceasul este 13:48. Ne-am luat o cola corespunzătoare adecvată, care teoretic ne va mai da energie și vom recontinua plimbarea. Acolo este lacul izvorul muntelui, partea dinspre baraj. Este frumos.
foarte tare, văd cu toaca. Izvorul muntelui. Să ajungem și acolo. Momentan suntem la 1802 de metri altitudine, vârful Nestez. Ceasul este 15 împărțit la 49, iar în continuare vom părăsi vârful Toaca și ne vom îndrepta către Durău, cabana Fântânele. Pe acolo este traseul de coborâre, se observă ceva stâlpul de marcaj, aici se observă lacul Bicaz, coada lacului. Este imens, este frumos și vom părăsi. Acolo este vârful, 1904 metri. La revedere, asta la vista. Ajungem la o cabană. Traseul spre cabana Fântânele. Foarte frumos. Vârful Toaca.
tot coborâm la vale, direcția în jos. Se pare că plouă înspre fața mea. Încerc să țin pas cu agentul FBI, dar nu am forma lui. Merg cu viteză maximă, strigă la mine să merg mai repede. Merg cât de repede pot, logic, nu mai auzim. Ceasul este 17 împărțit la 55, iar în continuare ajungem la baza traseului, dăm de drum, mașină, casă, ceea ce înseamnă că traseul nostru aproape s-a sfârșit. Ne-a prins puțin ploaia, a fost puțin nașpa. Că suntem puțin uzi. Probabil mai este ceva de mers. Într-un final, ceasul este 18 împărțit la 08, iar în continuare am ajuns la punctul de plecare de unde ne-am pornit pe traseu. De aici s-a cumpărat biletul de parcurgere a traseului și noi am început traseul pe cărarea aceasta, marcată cu cruce. Și ne-am întors pe aici, pe cealaltă parte a traseului. În continuare vom ajunge în zona parcării și aceasta a fost escaladarea unui munte. Afară plouă. La revedere!